Sfântul cuvios Dimitrie Basarabov este sărbătorit pe 27 octombrie. A trăit în secolul al XIII-lea, în timpul Imperiului Vlahobulgar de la Târnovo. Iubind viața ascetică, Sfântul s-a retras într-o peșteră. Tradiția spune că înainte de a muri, Sfântul s-a așezat singur între două lespezi de piatră, ca într-un sicriu, fiind acoperit în timp de apele râului. Moaștele sale au rămas multă vreme sub ape, până când o copilă care avea un duh necurat a avut o revelație. I s-a arătat Sfântul Dimitrie Basarabov, care i-ar fi spus: "Dacă părinții tăi mă vor scoate din apă, eu te voi tămădui." Părinții au mers la locul indicat în vis, lângă râul Lom, și au găsit trupul neputrezit al Sfântului. Moaștele cuviosului Dimitrie au fost duse și așezate în biserica din Basarabi. Au stat aici până în timpul războiului ruso-turc, când un general rus a luat moaștele cu intenția de a le trimite în Rusia. Însă, la rugămintea lui Hagi Dimitrie, negustor de origine macedo-română, precum și a mitropolitului Grigorie al Țării Românești, le-a dăruit poporului român. Moaștele au fost așezate cu cinste în 1774 în actuala Catedrală Patriarhală din București. Să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru faptul acesta că ne descoperă pe Sfinții Lui și de asemenea că are și alții care ne ajută cu rugăciunile lor. Vedeți? În primul rând, Sfântul Dimitrie ne arată că a ținut la sufletul lui, că a știut să aleagă ce e mai bun și să ia partea bună și să dea ce e bun pentru suflet, ca să-l mântuiască. Întru tine, Părinte, s-a mântuit cel după chip, adică sufletul care e după chipul lui Dumnezeu. Și Sfântul Dimitrie a știut să aibă înțelepciune, să aibă bunătate, să aibă voință spre bine, să aibă conștiința, așa cum vă vedea, trează, să nu facă ceva rău. Deci la aceasta suntem chemați și noi, prin glasul puternic al Domnului Hristos: fiți desăvârșiți, precum Tatăl vostru desăvârșit este. Fiți sfinți, că Domnul Dumnezeu vostru sfânt este. Deci desăvârșirea e poruncită pentru toți. Pe toți ne cheamă Dumnezeu la desăvârșire, să fim după chipul Lui. Dar acolo nu intră nimic necurat, nimic spurcat. Nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea noi trebuie mereu să ducem această luptă de curățire, de luminare și de desăvârșire. Viața Sfântului Dimitrie Basarabov este redată în imagini pe racla care adăpostește sfintele sale moaște. Pe părțile laterale ale raclei sunt prezente 8 scene din viața Sfântului, iar pe capacul acesteia este redat chipul său.